În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: ridică-te și umblă? Dar ca să știți că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: ridică-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și ridicându-se, s-a dus la casa lui. Iar mulțimile, văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care dă oamenilor asemenea putere.